Astăzi o să marcăm un gol cu fiecare număr de pe tricou al fotbaliștilor. Ca să decidem ce gol va da fiecare fotbalist în parte, avem aici o roată cu tipuri de goluri, băieți. Și de asemenea mai am încă o roată aici cu numerele de pe tricou ale fotbaliștilor, pentru că dacă ar fi fost să dau fiecare număr în parte la 1 la 99, cred că ar dura 2 ore clipul. De asemenea avem și iconul frumos aici în joc, pentru că nu o să dăm goluri numai cu jucătorul actual, o să fie în combinație între iconuri și jucători actuali, cred că mai mult iconuri. Iar pe roata aici am undeva la 42 de numere, le-am căutat și eu pe alea mai celebre. Așa că hai să vedem cine va fi primul jucător care va da gol astăzi. Și avem numărul, suntem ca la bingo, numărul 42. Stați așa să vedem care era, că nu mai știu. La numărul 42 l-avem pe nimeni altul decât Yaya Touré aici, are avea numărul 42 la Manchester City, băieți. Așa că hai să vedem ce gol va da Yaya Touré. Un power shot ar merge forță, pentru că trage bombă de la distanță. Și se pare că are schema de 6 stele, însă el are doar 4, cred că sau 3, nu știu sigur. Oricum, Yaya Touré e un jucător foarte underrated, părerea mea. E efectiv cel mai complet mijlocaș din Premier League din istorie. Da, și l-am băgat aici frumos pe Yaya Touré la echipa celor de la City, ca pe vremuri așa frumos să fie totul cum trebuie. Ok, avem aici mașinăria și în caz că nu știți care e schema de 6 stele? Nu, asta e, stați așa. Bă, dar văd că e o problemă, Yaya Touré nu poate să facă schema aia pe care o făcea Neymar, nu știu de ce, că i-am dat și Trickster Plus. Schimbă, face pasta, cred că nu e destul de agil să o facă, habar n-am. Ok, frumos acolo, hai cu voleul ăla cu stângul. Mamă, ce gol reușește Yaya Touré, superbitate de gol. Da, și zic acolo mingea superb, după dă cu stângul mare voleu și îl bate pe Onana. Și ăsta este primul gol al clipului, băieți. Așa că mergem mai departe și învârtim de roată să vedem cine va fi următorul jucător care va da gol. Ce număr va avea pe tricou și pică numărul 15, ok. Mamă, și la 15 Olisech ăsta care nu e în joc. Tatăl jucător cu numărul 15 și văd că mi l-a dat pe Crouch, pe Vidic. Parapinoi ăsta habar n-am de ce a pus-o. Scoate-o bă Parapinoi. Dar am găsit un jucător care a purtat numărul 15 și acela este Didier Drogba. N-a purtat foarte mult, ci că a purtat în 2005-2006, ceva de gen, un an sau doi, însă a purtat. Așa că hai să vedem ce gol va da Didier Drogba, frate, vreau un gol șmecher, pentru că probabil că are power shot-ul foarte mare și se pare că pică driblează portarul. Bă, nu e cea mai bună abilitate a lui Drogba, că na, el era mai mult marcator decât driblor, însă e ok și ăsta. Dar încă un jucător iconic pentru Premier League, frate, Didier Drogba intră aici la echipa celor de la Chelsea. Mișcă bine, mă, mamă, dar e greoi rău de tot. Pe cum n-ai driblezi eu portarul, că e prea greoi. Ok, îl driblăm acolo pe Kepa și intrăm cu ea în poartă. Da, intrăm cu ea în poartă, easy, a fost easy rău de tot golul ăsta. Da, uite pe Drogba, haaau. Ok, îl driblează frumos acolo pe Kepa și îl mai pune încă o dată să se arunce. Nu e cel mai bun pe dribling, însă a ieșit un gol mișto. Asta este vremea să mergem la următorul număr. Hai să vedem ce număr va avea pe tricou următorul jucător. Și se pare că pică numărul 3. Ok, numărul 3, frate. Da, numărul 3 l-avem pe Paolo Maldini, dar nu știu de ce mi l-a pus pe chinezul ăsta. Da, în fine, Maldini a purtat numărul 3 la AC Milan, băieți. Așa că hai să vedem ce gol va da în clipul de astăzi. Bă, e fundaj, nu prea are shooting, vreau să rău să pice un gol ușor. Și se pare că pică penalti, nu? Da, penalti, chiar e gol ușor. Da, l-avem aici pe Maldini cu părul ăsta lui nebun, l-am băgat la antrenamente. Ok, aici a bătut singur jocul, da, dă peste poartă. Dar l-am pus aici la antrenamente ca să nu mai stau să mai intru un mes să dureze o eternitate. N-a tras rău, n-a tras nici bine. V-am zis, e fundaj central. Este vremea să mergem la următorul număr de pe tricou. Hai să vedem care va fi următorul număr, frate. Și se pare că avem numărul 11. Ok, pică numărul 11. La numărul 11 l-aveam pe Romario, însă din păcate Romario nu e în joc, vere. Însă, desigur, avem alt brazilian, frate. Am găsit alt brazilian și l-avem pe Neymar, care avea numărul 11 la Barcelona. Da, cu Neymar efectiv e ușor să dau orice tip de gol. Nu prea contează ce pic aici, pentru că e ușor să dai cu Neymar orice tip de gol. Avem călcâi peste portar, frate. O să vedeți despre ce e vorba imediat. Op, ok, nu mă așteptam să-mi iasă, însă a ieșit un super gol, frate. A ieșit un super gol. Nu era fix ce am vrut să fac, însă e mult mai șmecher ăsta pe care l-am dat aici. Uite și tu ce gol reușește Neymar. Superb, super golul ăsta. Superbitate de gol. Trebuie să-l mai revăd o dată. Mamă, ce talent de gol, băieți, ce talent de gol. Nope.
Uite, pe ăsta am vrut să-l dau, uite, dar acum am ratat. În fine, însă ăla de mai devreme a fost mult mai șmecher, părerea mea. Așa că mergem la următorul număr de pe tricou și aș vrea din nou jucători de ăștia tehnici. Mi se pare că pică numărul 9, frate. Bă, aici eu mă gândesc că ar fi Benzema, nu știu. Ia aici pe cine l-avem? Păi l-avem pe R9, nu? Că e R9, da. Nu degeaba mai zice R9. Nu știu de ce m-am gândit la Benzema când există R9. Cred că o să fie prima oară când îl folosesc în FIFA ăsta. Și hai să vedem ce gol va da R9. Îi trebuie un gol de la șmecher, caracteristic brazilienilor. Și se pare că pică finez, nu prea caracteristic brazilienilor. Să dăm oricum finez de la distanță mare. Încercăm să dăm de la distanță mare. Ok, ne ducem frumos aici. Încercăm direct finesul ăsta nebun. Ap, și a ieșit din prima, da, ușor. Ușor rău de tot să dai gol cu Nazario. Ia uite-l, ia uite-l Kelios-ul. Ia uite, frumos fake shot, shoot cu dreptul. Bine rău de tot, s-a dus bine rău de tot șutul ăsta, n-ai ce să zici. Așa că după golul ăsta ușor cu R9 este vrea să mergem la alt număr de pe tricou. Și se pare că pică numărul... Hai cu 10, hai cu 10 sau 7? Nope. 8 pică, nu. Nici 10, nici 7 pică 8, fix la mijloc. Bă, păca că nu pot să-l folosesc pe regele Iniesta, vere. Nu pot să mă folosesc pe mine, vere. Din păcate nu putem să-l folosim pe Iniesta. Însă am folosit al mijlocaș central forță rău de tot, o legendă a celor de la Liverpool. Este vorba de Stevie G, Steven Gerrard, băieți. Și hai să vedem ce gol va da englezul, frate. Cred că stă bine pe șut, ar putea să încerce un gol de la distanță. Și se pare că pică sombrero plus voleu. N-are 5 stele skill moves, însă o să-i dau eu de aici din cheat engine. Încercăm de la distanță de asta mare nebună. Ok, frumos, sombrero și voleu de la nebun. Ok, nu prea are voleu, văd. Ok, frumos acolo, poate dă mai bine cu stângul, nu. Haide Gerard, dă-i un gol de la nebun. Ce tragem așa slab? Ok, Stevie G, frumos acolo, sombrero, shoot, da. Din prima, bravo, din prima ai dat. Ok, execuția n-a fost rea acolo, shoot, bunicel. Cred că a dat din drop, nu cred că a dat voleu perfect. Așa că mergem mai departe la următorul număr de pe tricou. Și cu două cifre sau cu o cifră, este cu două. Și avem numărul 47. Da, și la numărul 47 l-avem pe Phil Foden. Nu știu care e motivul pentru care și-a ales numărul ăsta. Aci că avea numărul 10, Sergio Aguero, când și-a luat numărul ăsta Phil Foden. Așa că hai să vedem ce gol va da super sarul englez. Bă, nu are rating așa mare în FIFA, însă e destul de tehnic. Ce gol dă power shot, ok. Ok, nu știu cât de bun e pe power shot-ul Foden, pentru că nu cred că are super shoot, însă... No! Da? Ok, nu e foarte bun, da. La Foden power shot-ul e cum e la Ibrahimovic, șutul normal. Hai să vedem, Foden? No! Pa, mă, ce slab trage. Haide, Foden! Bine, mă, bine, hai că a tras decent aici, a tras decent, n-a fost cel mai bun gol de astăzi, însă numărul 47 marchează. Se putea și mai bine cu cât a dat la oră ea, nu zice, mă? 112 km la oră, dacă lovea mingea asta pe Oblak să termina. Da, destul de slăbus golul ăsta, așa că mergem la următorul număr de pe tricou, sperăm că dăm un gol mai șmecher. Și pică numărul 23, ok, chiar nu știu cine e aici. Mișto, David Beckham, frate, David Beckham aici, numărul 23 l-avea la Real Madrid sau la LA Galaxy, cred că la LA Galaxy mai degrabă. Bă, la Beckham nici nu mai dau de roată, vere, vreau neapărat să dau lovitură liberă cu el pentru că e rege pe lovituri libere. Și hai să vedem cum bate Beckham din unghiul ăsta, animația e prea forță, no. Mama, scos, ești nebun. A doua poate e cu noroc, de la 24 de metri, David Beckham este pregătit să marcheze, da mă, da, și ce gol reușește englezul. Și merge la următorul număr, frate, hai să vedem, golul cu Beckham a fost mișto, se putea și mai bine, totuși, pică de data asta numărul 77, cine n-ai băie cu 77, mă? Ok, pe lista asta nu-l avem, însă mi se pare că l-am găsit eu în altă parte. Păi și l-avem pe Saka, care a purtat 77 la Arsenal aici. A purtat și 77, a purtat și 87, acum are numărul 7, numai... are obsesie pentru numărul 7, văd. Așa că hai să vedem ce gol va da superstarul celor de la Arsenal. Văd că pică cam des jucători englezi, asta e șmecheria. Și se pare că pică braziliană plus voleu pentru Saka. Da, hai să-l vedem pe Saka, cum marchează aici. Aoleu, nici brazilian nu știe să o facă, vere. Ok, acum o face bine, voleu ăla, mamă, o să fie lung golul ăsta, băieți. Hai să vedem, a doua încercare pentru Saka. Nope. Aproape să marcheze, însă o scoate Martinez. Haide, bine, mamă, cu stângul nu știe deloc. Da, în sfârșit a dat un gol Saka, prostie de gol, efectiv. Și nu mi-a luat nici mai mult, nici mai puțin decât 17 șuturi cu Saka. E foarte bun pe shooting Saka, bun rău de tot. Da, hai să trecem la următorul număr, că mi-am făcut nerv cu ăsta, că e varză rău de tot Saka. Nici nu știu de ce l-am băgat aici pe roata, mai bine nu mai îl puneam. Și avem în continuare numărul 4, ok. 100% avem un fundaș. De fapt avem un mijlocaș și acela este Pep Guardiola.
Pep Guardiola la Barcelona, însă nu e în joc din păcate, dar o să folosim pe Patrick Vieira. Și hai să vedem ce gol va da Vieira, frate. Și pică mingea pe piept, mă, trebuie să-i dăm 5 stele skill-ul să o facă pe asta vere. Da, și-l avem aici pe Patrick Vieira, unul dintre cei mai buni mijlocași al celor de la Arsenal și din istorie de asemenea. Sperăm că va fi mai ușor golul decât cu cel al lui Saka. Și în caz că nu știți, faza aia cu mingea pe piept este asta, frate. Stai că nu mersi. Deci asta e schema. How? Facem așa schema asta frumos, după dăm voleu și vedem dacă iese gol sau nu. Haide Vieira, frumos și șut bun. Da, mă, da, gol acolo, bă, n-a fost top golul, nu s-a dus vincul de la cum a vrut eu să se ducă, însă a fost un gol decent. Hai să vedem ce număr mai pică aici, frate, n-am avut 10, n-am avut 7, ce pică 12 de data asta, habar n-am pe cine avem la 12, ooo, Van Basten, bun. Și de asemenea mai aveam și Marcelo, dar Marcelo nu cred că e în FIFA, oricum Van Basten, 3 baloane de aur dacă nu mă înșel are Van Basten. Deci clar dă un gol cu atacantul. Și se pare că pică foarfecă. Era și șmecher să dăm foarfecă cu el, însă avem călcâi. Ok, cred că o să fie destul de ușor de marcat golul ăsta cu olandezul. Trebuie doar să faci un ball roll și după dai călcâi și e easy. Efectiv, prea ușor golul ăsta, n-ai ce să zici. Da, cum am zis, ball roll, călcâi acolo din partea lui Van Basten. Hai să vedem și mai de aproape. Da, mișto ball roll-ul. Călcâiul ăla superb acolo și Van Basten marchează. Ok, mergem la următorul număr, frate. Ce număr avem mai departe? Asta este întrebarea. Și pică numărul 13 sau 10? 10, mă, da, păi avem la jucător cu numărul 10 forță. Bă, pe la 10 avem Pele, da, aici zice că e Pele. Avem Messi, Bergkamp, Aguero, Rooney, Modric, Ozil, Totti, Ronaldinho. Deci avem la jucători o grămadă. Și având în vedere că în episodul trecut, în cel cu literele, l-am folosit pe Messi, l-am folosit pe Pele, care avea numărul 10, dar în clipul trecut cu litere nu l-am folosit pe Mbappé, pentru că l-am ales pe Messi. De data asta e vremea să-l alegem pe Mbappé în locul lui Messi. Messi mai are șanse să dea gol în clipul ăsta dacă pică numărul 30 oricum. Așa că hai să vedem ce gol va da Kylian Mbappé, frate, și se pare că dă... Hai să vedem, foarfecă, ok, nu cred că o să fie așa ușor. Hai să te vedem, Mbappé, ia, foarfecă. Mă, și-a rupt gâtul, vere. Hai să te vedem, Mbappé. Da, mă, gata, bine, a ieșit din prima. Chiar a fost mișto combinația asta. Mbappé cu foarfecă acolo, băieți. Hai cu celebrarea lui specifică. Bam, bam, hau. Kylian Mbappé cu un super gol. A fost cea mai spectaculoasă foarfecă, însă combinația a fost mișto. Ia uite, cu capul acolo, Dembele mai departe, încă o dată cu capul și vine Kylian Mbappé cu execuția asta. Chiar mișto combinația, n-ai ce să zici că a fost la antrenamente. Ok, și mergem la următorul număr de pe tricou, frate. Pare că o să avem 20 și ceva, nu? 21. Chiar nu știu cine e. Ok, Pirlo a avut 21, nu știu la ce echipă a avut. La Juventus. Ah, de fapt a avut și la Milan și la Juventus. Da, 21 a purtat Pirlo, băieți. Bă, și ce i s-ar potrivi lui Pirlo aici ar fi Scărița, pentru că n-ai un gol elegant, zic eu. Și na, Pirlo e cel mai elegant jucător. E eleganță într-un cuvânt, Pirlo. Și hai să vedem ce gol îi pică. Ah, fi Scărița îi pică, da. Îi se potrivește perfect, părerea mea. Hai, portare, ieși. Ce frică, portare, să ieși. Păi îți dau direct Scărița de aici. Omă, ce mai vrei, vere? I-a rupt efectiv și pe portar și pe fundaș. Aștepta portarul, n-a vrut să iasă, s-a cam buguit așa puțin. Vine Pirlo, super execuție. Ok, și-a rupt și fața Baldea acolo, nu știu ce a făcut, însă chiar fine execuția asta. Ce mișto s-a dus Scărița asta în slow motion, arată și mai mișto, băieți. Mamă, și cum a ieșit tapa aia așa din poartă, elegant, băieți, elegant. Ok, următorul număr, avem o grămadă numere în continuare pe lista asta și din nou avem 20 și ceva, 26. John Terry la 26, ești nebun? Da, John Terry din păcate nu e în FIFA, așa că cică și Mahrez a avut, nu? Da, Mahrez 26 a avut la Leicester și la City, așa că dăm gol cu Mahrez. Și hai să vedem ce gol va da algerianul, frate, mai are Trivela și Braziliana 9 plus voleu, amândoi se potrivesc părerea mea, însă pică Trivela cu Mahrez. Ia uite-l pe Mahrez, deja e star. Ok, Mahrez acolo, Trivela. Nope. Ah, am zis, vreau să zic superb, dar n-a intrat mingea în poartă. Haide Mahrez. Da, mă, dar în sfârșit intră Trivela asta cu Mahrez. Super execuție. Ok, acolo face ball roll, dă cu stângul mare Trivela și îl bate pe portarul advers. La păiangăn aproape. Ok, mergem mai departe la următorul număr. Ce număr mai avem în clipul ăsta? Se pare că avem numărul 19 acolo. Cine e, mă, cu numărul 19? Paul Gascoigne.
Mă, ne când vreau să citesc numele ăsta. Da, ăsta nu e în FIFA, însă avem jucători pe cum Santi Cazorla, Sané, Mario Götze sau nimeni altul decât Lionel Messi. Da, v-am zis că Messi mai are cum să apară în clipul ăsta. Eu am crezut că poate să apară cu numărul 30, însă se pare că a purtat și 19 la Barcelona. Așa că dăm gol cu Messi. Da, și ce-a mai rămas aici pe roata? Avem braziliana 9 plus voleu. N-are 5 stele Messi, însă o să-i dăm noi desigur din Cheat Engine. Ok, face braziliana 9, voleu ăla nebun. Mamă, cel... Cred că era cel mai bun gol de astăzi, dacă ieșea. Încă o dată Messi face braziliana 9, voleu ăla. Mamă, ce voleu are! Mamă, cum a fost golul ăsta, ești nebun? Mamă, cum a fost golul ăsta, nu cred. Nu știam că era așa mare Messi voleu. Trebuie să revedem golul ăsta, că a fost mult prea șmecher. Da, a fost totuși versus portar slab, dar totuși distanța extraordinar de mare. Ia uite, frumos, braziliana 9 și voleu ăsta nebun. Mamă, cât de clean a fost golul ăsta, ce mișto s-a dus. Ok, și pentru că mi s-a părut prea puține goluri, o să mai învârtim de vreo 3 ore așa. Mai învârtim de 3 ori de roata asta, ca să mai dăm și noi câteva goluri. Pentru că m-a motivat golul lui Messi, că a fost prea șmecher, să mai dau câteva goluri șmechere. Așa că hai să vedem ce jucător vom mai avea în continuare. Da, mai învârtim de 3 ori roata asta. Și se pare că pică numărul 7. Da, mă, da, păi dacă apare Messi, se apară și Cristiano, nu? Deja nu mai are rost să caut că Ronaldo îi cere 7. Acum rămâne de văzut ce gol va da Cristiano. Ok, și la Cristiano pică sombrero plus voleu. Șmecher, șmecher golul. Și hai să vedem dacă Cristiano se va menține la nivelul lui Lionel Messi. Mamă, direct era să dea mare gol, ești nebun, da, a lovit bara. E Cristiano! Ce-o bagă și Cristiano! Ce-o bagă și Cristiano, băieți! 7 șuturi a dat până a nimerit golul. Cum ar fi așa să fie? Nu, a dat 5, a dat 5. Totuși, golul și șmecher de tot acolo, sombrero și vinclu curat. Vinclu curat pentru Cristiano. Da, hai să vedem ce număr pică mai departe, frate. Și pică numărul 2 sau 5? 2, ok, numărul 2. Oh, Cafu, bine Cafu. Hai să vedem ce gol dă brazilianul, frate. Probabil că braziliană, nu? Braziliană plus voleu? Sau ce pică? Bă, ești nebun, chiar asta e pică. E pică braziliana 9 plus voleu. Dar avem aici pe Cafu, care nu cred că are cel mai bun shooting și nu cred că va fi așa ușor să marcăm cu acesta. Așa că dăm și noi de la distanță mai mică, că nu cred că o bagă cum a băgat-o Messi pe aia de mai devreme. Ia uite bine. Și shoot. Da, mamă, slab rău are shoot-ul. Ce este braziliana? Păi este și voleu și Cafu marchează un gol destul de ușor. Ăștia o celebrare mișto, face pasta lui Rashford. Da, Cafu face celebrarea lui Rashford, șmecher. Dar văd că a cam albit așa. Cred că și Rashford mai are puțin și albește, că joacă la United. Ok, și mergem la ultimul număr de astăzi. Da, ultimul gol pe care îl vom marca în clipul ăsta. Sperăm că e un gol mișto și cu un jucător mișto. Și pică numărul 5. Ok, și la numărul 5 îl avem pe nimeni altul decât Zinedine Zidane, frate. Bă, de astăzi mă puțin. Eu am uitat că Maguire are numărul 5. Ia că dăm noi gol cu Maguire GOAT, frate, da. Dăm gol cu Maguire GOAT, băieți. Păi ori încheiem frumos, ori nu mai încheiem frumos. Da, mă, încheiem cu GOAT, frate. GOAT Maguire va da ultimul gol. Lasă-l încolo pe Zidane, că a mai fost în clipul trecut. Vine GOAT Maguire și dă mare power shot. Fiți atenți ce power shot dau cu Maguire, ești nebun. Ok, Harry Maguire atacă. Fiți atenți că dau mare gol cu Harry Maguire. Ia vezi power shot-ul ăsta. Ok, nu s-a dus chiar așa cum trebuie. Hai GOAT Maguire. Și să mai m-a rupt-o. A rupt-o GOAT Maguire. Nicio șansă n-a avut Pop la șutul ăsta, aute-l. Regele Maguire, da mă, da. Ia vedeți aici cu cât a tras la oră? A tras cu... Mamă, din 0.15 expected goals. 115 km la oră, nicio șansă, nici n-a văzut mingea asta, Pop, băieți. Bine că n-a văzut-o, că dacă nu intra în spital. Da, și încheiem clipul cu Harry Maguire GOAT. Sper că v-a plăcut clipul. Nu uitați un like dacă mai vreți clipuri de genul. Nu uitați să vă abonați. Eu am fost Gianni, v-am pupat.